Costul real de recrutare al unui top manager bun este între 6 și 9 luni salariu brut plus beneficii. Majoritatea antreprenorilor iau în calcul doar dacă își permit salariul și beneficiile oferite. Din experiența mea, până când ajung să recrutezi un lider remarcabil, treci prin 2-3 alți lideri pe care ești nevoit să-i concediezi în perioada de probă. Apoi, apare problema a perioadei necesare până când liderul potrivit ajunge să fie profitabil. Mai precis, perioada de la angajare și până când acesta reușește să creeze destul de mult profit încât să-și acopere salariul și cheltuielile aferente. În consecință, formula după care îți recomand să te ghidezi este următoarea. Să iei în calcul 3 luni de zile de plată pentru acei lideri care vei ajunge să-i concediezi în prima sau în a doua lună de probă. Iar apoi să iei în calcul lunile în care va trebui să plătești acea persoană până când va ajunge să devină profitabilă. De exemplu, dacă vrei să recrutezi un lider de marketing și știi că salariul plus celelalte cheltuieli va fi de 3.000 de euro pe lună și mai știi că acestui lider îi va lua aproximativ 3 luni de zile să devină profitabil, atunci un calcul simplu ne va da 3 luni pentru testele pe care le vom face cu alți lideri, plus alte 3 luni până când această persoană va fi profitabilă, tot acest calcul mulțit cu 3.000 de euro, vom ajunge undeva la 18.000 de euro. Partea bună însă este că nu ai nevoie de foarte mulți lideri într-o companie. Ai nevoie de 3 lideri importanți în compania ta pentru a crește accelerat. Ai nevoie de unul care să aducă clienți, ai nevoie de unul care să servească acei clienți, să livreze către acei clienți și ai nevoie de unul care se asigure că toate celelalte lucruri funcționează bine. De cele mai multe ori, acesta este managerul de operațiuni. Însă, dacă nu ai un proces bun de intervievare și de evaluarea performanței în perioada de probă, costurile pot să devină exorbitante. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le observ în recrutarea de lideri este faptul că managerii sau antreprenorii transformă perioada de probă într-o perioadă de acomodare. Nu se lucrează pe obiective concrete în primele 3 luni, nu se fac evaluări de performanță atunci când ar trebui să se facă. Iar rezultatul, antreprenorii ajung la concluzia că nu există lideri în România și încearcă să facă totul de unii singuri până la nivelul în care pur și simplu își distrug viața. Dacă vrei să înțelegi cum să faci recrutări de lideri într-un mod corect, astfel încât să aduci lângă tine oameni care să-ți crească compania fără implicarea ta, dar în același timp oameni care să-ți facă plăcere să-ți petreci timpul cu ei, atunci te invit să urmărești webinarul Fundamentele recrutării de lideri. În cele 90 de minute explic procesul complet de la scrierea anunțului, la promovarea lui, la intervievare și, normal, la perioada de probă. În ultimii 16 ani am fost implicat direct în creșterea peste 300 de companii din 23 de industrie. Iar în acest timp am recrutat sute de lideri extraordinari. Problema este însă că majoritatea sfaturilor și proceselor de recrutare împinse în acest moment în piață pur și simplu nu funcționează. Sună frumos, sunt politically correct și îți dau impresia că totul este lapte și miere, însă realitatea este mult mai dură decât o fac să pară guruleții de pe LinkedIn.